Bine ai venit, Radu, un subiect foarte interesant pe care ni l-ai propus în acest webinar este despre a pivota sau a închide business-urile ca alternativă la această provocare pe care pentru mulți antreprenori această criză de sănătate și în curând criză financiară o generează în economie și societate. De ce acest topic? Eu sunt un foarte mare fan al noțiunii de schimbare. Mi se pare că dacă nu te schimbi, stai pe loc. Ca să avansezi, trebuie în general să te schimbi, să ieși din zona de confort și să te împingi în permanență. Schimbarea este un lucru greu în general. Pivotarea este un lucru greu în general. Se spune că singurul care îi place schimbarea este un copil cu scutecele ude și pot să înțeleg lucrul ăsta și totuși chiar și în condiții normale de confort eu predic schimbarea. Cu atât mai mult acum. Gândește-te că dacă este să o luăm cu propoziții pe care le presupunem adevărate, trăim o vreme care face o schimbare în viața noastră, ce va fi după nu va fi cum a fost. Și cerințele și modul în care vom trăi va fi diferit. Asta înseamnă că și business-urile vor trebui să fie diferite. Și să credem că, băi, tocmai business-ul meu este ăla care va rezista fără să se schimbe, mi se pare wishful thinking, așa, mi se pare că încercăm să trăim într-o realitate paralelă. Nu, dacă ni se schimbă viața cu totul pentru după, cred că întrebarea pe care trebuie să ne-o punem fiecare pentru fiecare business este cum anume să ne schimbăm pentru viața ulterioară, nu dacă să ne schimbăm. Și care crezi tu că sunt principalele ingrediente pe care trebuie să le luăm în calcul în această schimbare pe care trebuie să o facem atât pe plan personal cât și pe plan de business? Păi astea sunt diferite pentru fiecare. Nu am o părere unică, unitară despre uite ce ar trebui să facem, dar cred că fiecare dintre noi, fiecare dintre antreprenori trebuie să-și pună să-și facă timp printre atâtea focuri de stins, printre atâtea urgențe, printre atâtea, aoleu, nu am bani, aoleu, mi-au plecat clienții, trebuie să-și facă un pic de timp de internalizarea a lumii și de înțelegerea cum va arăta lumea vis-a-vis de asset-urile principale pe care le are. Și aici vin la o întrebare extrem de importantă pentru fiecare dintre noi. Avem un business. De fapt, business-ul ăla este format din emoție, din brand, din asset-uri hardcore, din asset-uri soft. Cred că întrebarea esențială este reușim să ne prindem care sunt asset-urile, care sunt aturile principale pe care le avem, aturile acelea hard, care fac diferența, să le înțelegem care sunt și cum putem să le ținem și după aceea să vedem într-o viziune pe care o avem fiecare dintre noi și poate diferită de la unul la altul despre lumea de peste un an jumate, cum se leagă asset-urile astea adevărate, reale, nu cele percepute, ci cele adevărate, cu viziunea pe care o avem despre lume și să vedem fără emoție și fără a încerca să facem o legătură cu business-ul pe care l-am avut până acum, cum pot monetiza asset-urile principale în noua viziune. Dacă asta este relativ aproape sau relativ departe de business-ul pe care l-am, nu înseamnă decât că pivotarea este mai mare sau mai mică. Cred că marea majoritate a companiilor există o diferență între cum e business-ul acum și cum este acest pod peste asset-uri și viziunea de peste un an jumate, ce este pivotarea necesară. Foarte interesant. Din perspectiva acestei izolări acasă, ce crezi că se schimbă în relația dintre
antreprenor și echipa lui? Oh, asta este un subiect foarte interesant. Am vorbit cu destul de multă lume și am înțeles următorul fenomen până acum și nu știu încotro se duce. În prima lună de după lockdown, eficiența a crescut foarte mult. Lumea a rămas acasă, a început să lucreze de acasă și a fost fericită că poate să stea cu copilul, că poate să lucreze de acasă. Existau cozile de ce au de făcut, de prietenile cu oamenii încă erau acolo, nu aveai nevoie să te vezi cu ei ca să construiești networking în continuare. Eficiența a crescut în prima lună, tot ce înseamnă management, pe care îl cunosc eu și cu care am vorbit, a fost extrem de entuziasmat de această nouă găselniță, mamă, lucrăm de acasă și suntem mult mai eficienți. În a doua lună, într-un mod foarte interesant, eficiența a scăzut masiv sub nivelul original. Adică a crescut o lună și a venit sub nivelul original în luna a doua. Pentru că statul cu copilul este amuzant în prima lună, dar după aia începe să devină enervant, pentru că de fapt suntem patru oameni în două camere care fiecare vorbește la școală, la grădiniță, la mama mi-e foame, tata trebuie să dai cu aspiratorul. Astea printre call-uri și eficiența a scăzut masiv. Nu mi-e clar unde o să se ducă, dacă o să revină pe un soi de mediu, dacă lumea o să se obișnuiască. Aș îndrăzni să fac o presupunere că se va ajunge undeva la o mediere de genul două zile la serviciu, trei zile acasă pe săptămână sau invers, sau o zi acolo, patru zile acolo, cea de genul ăsta. Nu cred că ne întoarcem la 5 zile pe săptămână la serviciu. Aș crede că birourile se vor micșora, pentru că dacă jumătate din echipă lucrează acasă și jumătatea cealaltă lucrează, ai nevoie de un birou mai mic. Pe chestia asta, cred că, intrând în piața imobiliară, cred că prețurile la birouri se vor schimba. Cred că cererea de birouri va fi mai mică. În schimb, cred că prețurile la case, la apartamente, va crește. Cred că lumea va dori să aibă ceva ce până acum nu și-a dorit, și anume o cameră birou. Se mută de la bloc la casă? Nu neapărat, dar se mută de la 3 camere la 4 camere. Se mută de la 3 camere mari la 4 camere mici, pentru că existența, pentru că un lucru pe care lumea l-a perceput acum extrem de brutal este că ai nevoie de o cameră în care să poți lucra acasă. Și cei care au avut o cameră în plus, pe care o tratau până acum ca garderobă, depozit, orice, și acum a devenit cameră de lucru, sunt foarte fericiți. Cei care au avut 3 camere mai mari, în blocurile noi, au constatat că, bă, ce bine era să am 4 camere mai mici. Și cred că această necesitate de un pic mai puțin spațiu office și un pic mai mult spațiu acasă va crea un nou echilibru al prețurilor, care va fi mai mic la office și mai mare la apartamente cu o cameră în plus. Cum crezi că se vor adapta cei care au spații de birouri de închiriat sau cei care au co-working spaces? În piața din București e destul de prezent acest fenomen, sau a fost. Cum va fi afectat? A început relativ de mult, dar foarte încet. În ultimul an a crescut foarte mult și cred că va fi afectat în bine. Cred că zona asta de co-working, cum sunt, nu știu, Impact, Mindspace, A-Spaces, sunt niște business-uri mai degrabă câștigătoare în anii următori. Cred că necesitatea de birouri flexibile este ceva ce va fi perceput din ce în ce mai puternic. Cred că companiile vor pune mai mult preț pe un birou în care să poți să crești, să scazi, să pleci, să stai, să ai meeting-uri în 10 săli sau în niciuna și să plătești doar atunci când ai nevoie de ele.
Cred că lumea va aprecia mai mult asta decât clasicul contract pe 5 ani de zile și ai un spațiu din care n-ai cum să ieși, n-ai cum să te muți dacă crești ghinion, dacă scazi iarăși ghinion. Și am văzut și destul de multe neflexibilitate la proprietarii de birouri mari. Da. În perioada asta, deci am avut foarte mulți prieteni care se plângeau că nu au fost flexibili la solicitările lor de a reduce chiria sau de a accepta anumită reșalonare a chirilor din această lună, pe când cei care au aceste spații de A-Space sunt mult mai flexibili, gen A-Space unde suntem și noi acum și facem această transmisiune. Da. Cred că și culmea, dincolo de contract, coworking space-urile au fost mult mai flexibile și înainte. Adică în cadrul unui contract, adică chiar dacă ai un contract care te ține legat pe o lună, să zicem, păi nici măcar pe luna aia nu te-au legat. Mi s-au părut toate zonele astea de coworking spaces mult mai flexibile, mult mai dinamice, mult mai agreabile. Uhum. Revenind un pic la situația actuală din economie și societate, 15 mai, adică ziua de mâine, este primul pas către o relaxare oarecare a situației. Cum crezi că vor evolua lucrurile? Lumea se reîntoarce la birouri, va crește rata de infectare? Ce se va întâmpla în următoarea perioadă? Hai să spunem într-un orizont de timp de 2 săptămâni. Nu știu, man, nu mă pricep la chestia asta, îmi pare rău, chiar îmi pare rău. Mi-aș da cu presupusul așa. Tu te întorci la birou? Nu. Nu? Și colegii tăi te întorc la birou? Nu? Ați luat decizia asta pentru că? Am luat decizia să mai stăm 2 săptămâni în tot cazul și apoi vom vedea. Pentru că nu știm. Tocmai pentru că nu știm. Și pentru că... Și mie și nouă ni s-a părut întotdeauna că sănătatea și siguranța colegilor mei și a mea, a noastră, da? Este mai importantă decât business-ul, decât orice avem de făcut. Tânjim toți să mergem la birou pentru multe motive, pentru că am înnebunit în casă cu toții, pentru că simțim că am putea fi mai eficienți dacă ne-am vedea măcar o dată pe săptămână și dacă am... Pentru că avem nevoie de acte din birou și avem nevoie de lucruri de pe acolo, pentru că meeting-urile pe Zoom nu sunt perfecte, nu sunt la fel ca meeting-urile în persoană. Tânjim cu toții să mergem și credem că am fi mai eficienți în momentul ăsta dacă am avea o zi, două măcar pe săptămână la birou împreună, dar am decis să nu facem treaba asta, pentru că mi se pare că sănătatea noastră, a echipei, a fiecăruia dintre noi este mai importantă până la coadă decât orice rahat de business. Să ne reîntoarcem la subiectul acestei întâlniri de astăzi, această pivotare, dacă poți să ne dai un plan ce ar trebui să facă antreprenorii pentru a începe această pivotare. Care ar fi pașii pe care îi recomand să-i parcurgă? Nu aș pune un paș. Pot să spun ce am făcut eu. Eu mi-am pus problema în clipa în care a devenit evident, nu știu, la sfârșitul februarie, când a devenit evident că dă nebunia asta peste noi. Am încercat să procedurizez așa. În primul rând, mi-am pus foarte serios și foarte egoist problema ce se întâmplă cu mine. Ce se întâmplă cu mine și cu familia mea, personal. Știu? Și am încercat să pun la adăpost treaba asta. Am avut o perioadă în care m-am gândit împreună cu colegii mei cum facem ca oamenii din jurul nostru, colegii din GECAD, colegii din companiile în care am investit, să fie cât mai la adăpost și fiecare companie cu detaliile, cu elementele personalizate ale ei. După aceea, un al treilea pas a fost cum încercăm să salvăm business-urile, adică să vedem să nu se ducă în jos. Da? După care
Pasul al patrulea și cel mai, nu cel mai important, cel mai important pentru că e ultimul, dar a fost ok, cum facem să beneficiem de zona asta? Și aici este, este elementul de care vorbeam. Beneficiem încercând să ne imaginăm câteva alternative de viitor. În primul rând, beneficiem conștientizând că viitorul nu va fi ca trecutul. E foarte ușor de spus, toată lumea spune, dar este foarte complicat de internalizat. Adică chiar să înțeleg eu și în cap și în tot corpul meu, să înțeleg pe bune, nu doar din gură, că viitorul nu va fi la fel ca trecutul. Toată lumea spune, toți suntem de acord și toți facem mâine ce am făcut azi și ce am făcut ieri. Primul pas este, băi, da, pe bune, deci hai să nu trăim în lumi paralele. Viitorul nu va mai fi ca trecutul. Și asta nu înseamnă că e rău. Înseamnă doar că nu va fi la fel. Va fi altfel. Poate mai bine. Poate altfel. Poate, depinde. Da? Dar să conștientizăm că viitorul va fi altfel decât trecutul. Poate ce ai înțeles chestia asta, deja o să te uiți mai bine la business. Pasul 2 pentru mine a fost să înțeleg care sunt asset-urile esențiale pe care companiile le au. Și nu asset-urile percepute până acum. Uh-huh. Și core, hardcore assets. Da? Cum facem să le securizăm, să ne asigurăm că nu le pierdem, acele asset-uri importante. Și cum ne asigurăm că putem să folosim aceste asset-uri în acel viitor diferit de trecut. Și poate în mod interesant asset-urile percepute ca importante pentru trecut nu mai sunt aceleași ca cele percepute ca importante pentru viitor. Poate că viitorul pe care ne-l imaginăm noi de fapt nu este adevărat, poate că o să fie altfel, în alt fel diferit față de trecut decât ce ne-am imaginat noi. Dar cred că a avea un plan, orice plan, este mai bine decât a nu avea un plan. Și când ați făcut aceste scenarii despre cum se va schimba viitorul, de ce ați ținut cont sau care sunt, hai să spunem, prezumțiile, estimările pe care le faceți? Aveți mai multe scenarii, scenarii optimist, pesimist? Cumva noi fiind în zona de investiție și de consultanță, pentru că suntem membri în board-uri în companii și avem un input strategic, nu avem păreri de genul 7,2 optimist versus pesimist, adică nu avem atât de alb-negru. Ne uităm mai degrabă la verticale care vor fi importante față de verticale care vor fi mai puțin importante. Ne uităm la schimbări pe care le vedem în tot ce poate influența zona noastră de interes de investiții. Din fericire, cumva pentru noi, partea asta de IT, software, tehnologie, este o verticală care mai degrabă are de câștigat decât de pierdut și e cumva neplăcut să spui chestia asta, că uite în ce nenorocire de criză suntem și ce nenorocire de pandemie suntem și să spui că o industrie are de câștigat, dar na, asta este realitatea. Și uitându-ne un pic mai feliat, credem foarte mult că tot ce înseamnă digitalizare are de câștigat. Lumea învață să lucreze cu adevărat cu tehnologia. A învățat lumea în astea două luni să lucreze cu tehnologia cât n-a învățat în ultimii 10 ani. Sau se schimbă moduri de lucru, de viață. Numai departe decât eu personal, nu știu, săptămâna trecută mi-am cumpărat două ciocolăți de pe EMAG. Nu mi-aș fi imaginat acum 3 luni să-mi cumpăr
ciocolată, două bare de ciocolată, da? De pe Mac, știi? De pe Mac îți cumpărai un calculator sau un monitor, știi? Da, ciocolată trebuie la magazin. Se schimbă, se schimbă percepția. Aș fi făcut asta pe Amazon în state sau în UK, dar în România n-aș fi făcut-o. Acum sunt convins că indiferent ce se schimbă, indiferent că mă voi duce la serviciu de luna viitoare, o să am deja în cap că pot să-mi cumpăr ciocolată de pe Mac sau alune. Ceea ce e o schimbare mare. Sunt convins că sunt și alții ca deci asta se schimbă și mai degrabă regional decât global. Un element masiv pe care îl văd că se schimbă, îl vedem că se schimbă, este din zona geopolitică. Dacă am intrat din 69-70, am intrat într-o globalizare de asta în tot globul, peste care a venit transportul aerian, peste care a venit internetul, peste care au venit layer următor de aplicații peste internet, hiperglobalizate, și în care, ok, era America, the Earth Guardian, și toată lumea era relativ egală, am intrat de o vreme importantă într-o zonă în care lumea, de fapt, se împarte în cinci, se împarte în America, Europa, China, Rusia, patru, și restul lumii, al cincilea, în care este o bătaie mai puțin vizibilă, dar din ce în ce mai sesizabilă, pe tot ce înseamnă asset-uri de tehnologie. Și nu mai suntem și nu cred că vom mai fi într-o postură în care toată lumea să folosească Facebook, pentru că China și-a făcut deja tot ce înseamnă infrastructura lor și aplicații, pentru că Rusia și-a făcut același lucru. Și iată, în ultimii 2-3-5 ani, Uniunea Europeană aleargă repede că era ultima care se baza tot pe infrastructura americană, aleargă repede să-și construiască infrastructură de tehnologie. Când spun infrastructură, mă refer la infrastructură de aplicații, nu de hardware. Și ne uităm la toți banii pe care fondurile europene, BBRD, IAF și așa mai departe, îi investesc inițial în startup-uri de tehnologie, după aceea în serie A, în serie B și așa mai departe, și tot focusul acesta pan-european de a construi centre tehnologice și unicorni europeni. Și mai este până departe. Unicornii europeni în continuare se mută în state în căutarea finanțărilor, în căutarea exiturilor și în căutarea banilor mulți. Dar deja sunt din ce în ce mai multe fonduri europene, deja companii mari europene devin achizitive și atunci se pot găsi exituri și pe aici. Bursele europene mai iau un pic de lucru până să funcționeze calmea. Anyway, revenind la ce vedem întâmplându-se această deglobalizare și această împărțire în patru zone mari și alții, și în contextul ăsta probabil vor apărea o grămadă de oportunități de securitate între felii, oportunități de a replica, nu știu, să faci un Facebook european, să faci un you name it, da? Într-un fel sau altul, posibilități de a crește în cadrul Uniunii Europene, limitat față de ceilalți și cumva interconectat, dar într-un alt fel de mod decât era acum 10 ani, în care te uitai să construiești ceva care să fie global. Acum cred că te uiți la ceva care să fie regional, pan-european, extrem de puternic și cu legături într-un mod altfel decât atunci și care nu știu dacă ne sunt suficient de clare, cu celelalte zone. Din punctul de vedere al investitorului, este un moment
potrivit să pornești un business acum? Da, absolut. Absolut. Cred că este un moment extraordinar de bun să pornești un business acum, da. Și ce recomandări ai da celor care se gândesc să facă acest pas în această perioadă? Adică ce să facă diferit față de perioada anterioară sau? Nimic. Nimic? Să facă lucrurile altfel decât în perioada anterioară, dar altfel la nivel, adică... Model de business, concept? Da, da, dar principial și strategic să fac același lucru, adică are de construit un business. Mm-hmm. Doar că te uiți la o piață care arată altfel, la un client care arată altfel, la un utilizator care are alte pattern-uri de folosire. Și atunci, da, și business-ul tău arată altfel. Dar strategic vorbind, este un business. Și e un business care are o piață, care are niște clienți, care are nevoie de niște resurse. Care ar fi zonele în care crezi că acum ar prinde foarte bine niște business-uri? Industrii în care există oarecare provocare sau o problemă care ar putea fi rezolvată de către anumite startup-uri? Nu știu, este... sunt cele două probleme evidente care sunt pe buzele tuturor, de comunicare, de work from home, în primul rând, și de sănătate, e-health în orice fel de formă. Și astea se crăcănează major, tot ce înseamnă comunicare se duce în școală, în foarte multe, da? Cred că astea sunt evidentele. Partea de security, de cyber security, care a fost hot întotdeauna, cred că este încă și mai hot, pentru că până acum măcar te duceai la serviciu și era un departament IT care mai avea grijă să nu-ți bagi degetele pe unde nu trebuie, știi? Acum trebuie ca infrastructura și ca tehnologia să aibă grijă de tine mai mult decât colegii tăi. Bașca, tot ce înseamnă fake news și zona asta de, sperăm, tehnologie care sună ciudat să ne păzească de așa ceva, nu știu cum, nu știu când, dar iarăși este un element foarte interesant. Fintech este probabil foarte mult pe val, pentru că cash-ul este din ce în ce mai puțin agreabil, nu numai pentru că virus, și pentru că taxe, și pentru că transparență și așa mai departe. Sunt destul de evidente, aș spune, nu n-am inventat nimic. Mm-hmm. Dacă ar veni la tine un proprietar de business care este într-o industrie afectată sau care a avut activitatea blocată, ce sfaturi ai da să facă în această perioadă? E foarte vagă întrebarea, mă scuzați. De exemplu, din zona Horeca. Până la coadă și zona Horeca, sfatul cu pivotarea este același. Nu știu, și asta au și făcut marea majoritate. Gândește că un restaurant se uită la cea săturare și are bucătărie, are furnizori, are bucătar, are brand și are VAD. VAD-ul s-a dus, era un asset, dar nu mai este. Brand-ul poate fi folosit, bucătar, și restaurantele s-au mutat în zona de food delivery. Asta este un exemplu de pivotare pe care l-am văzut cu toții în jurul nostru, în care business-ul, în care, pentru că noi ne-am transformat, business-ul lor a trebuit să se transforme. Cine nu a reușit să se transforme și a rămas gândindu-se, deci business-ul meu este un restaurant și deci ce am de făcut este să bag capul între umeri și să aștept să treacă valul, cred că au mai puține șanse decât cei care s-au transformat, care
au reușit să facă această pivotare. Unii au făcut-o mai bine, unii au făcut-o mai rău. Zona de hoteluri. Că erau foarte multe hoteluri care trăiau din evenimente sau din conferințe, din nunți, din zona de restaurant. Zona de evenimente am văzut o migrată online destul de puternic. Zoom a intrat extrem de puternic în zona asta de webinars. Zoom s-a transformat absolut spectaculos față de ce era cu trei luni. Două luni de zile, da. Da, s-a transformat. Acum înțeleg că schimbă și tot ce înseamnă partea de security de pe, nu știu, 5 aprilie, ceva de genul ăsta. Dar a adăugat la features în direcția corectă absolut spectaculoase. Ceea ce permite cumva companiilor de evenimente, și aici tu știi mult mai bine ca mine, eu doar văd ca un hobby, permite totul să nu moară, adică acestor companii, cât de cât să mai faci o chestie. Hotelurile, nașpa. Am văzut hoteluri trăind din contracte cu statul pentru carantină, pentru ce mai este nevoie în ziua de astăzi, dar nu știu, nu mă pricep la zona asta, habar n-am. Crezi că va urmea un val de dezastre în industria asta? Mi-e clar că nu e o industrie fericită. E clar că nu e industrie fericită. Habar n-am. Dacă aș avea un hotel sau un las de hoteluri sau dacă aș fi implicat într-o chestie de asta, aș încerca să scot o echipă de oameni deștepți din business-ul de zi cu zi și să le dau 2 săptămâni să vină cu cele mai năstrușnice idei de pivotare. Nu știu, eu nu m-am gândit niciodată, nu mă pricep din nou. Dar sunt convins că dacă s-ar pune câțiva oameni cap la cap, sunt convins că ar putea construi niște idei. Sunt convins că în următoarele luni, sunt convins că vor apărea hoteluri, lanțuri de hoteluri cu produse și idei extrem de năstrușnice. Unele dintre ele vor fi ha-ha și vor muri peste o săptămână, ideile. Altele dintre ele poate vor prinde și vor deveni standardul anilor viitori. Și o să fim cu toții. Ia uite, bă, ce-a făcut ăsta, dar nu era clar că așa trebuie făcut. Ce simplu e să zici din spate. Dar nu știu zona asta. Da, e o zonă foarte provocatoare și avem foarte multe solicitări din această industrie legate de sfaturi, de sugestii. Sunt foarte mulți disperați pe chestiunea asta. Adică... Și sunt mulți pe care i-a prins în momente foarte, foarte proaste. Adică cei care tocmai au terminat să-și construiască și sunt cu creditele... Și să investească, da, și neamortizate și... Da, va fi interesant să vedem cum va evolua această piață. Revin către partea asta de industrie în care ești mai activ și vreau să întreb cum vezi transformarea digitală a companiilor? A devenit o necesitate obligatorie? Da. Cred că este deja o realitate. Mm-hmm. Cred că nu mai este un vis, nu mai este o necesitate, cred că este o realitate deja. Dacă nu este, cred că până la sfârșitul anului viitor va fi... Da. Cum va schimba asta harta economică a României, să spunem așa? Ne va da un nou elan în competitivitate la nivel global? Pentru că se știe că partea asta de software, de tehnologie, de inovație este un punct destul de puternic al nostru ca țară. Problema este, adică răspunsul scurt este da, răspunsul lung este da, dar nu numai nouă, ci tuturor celorlalți. Adică, iar noi nu suntem foarte recunoscuți ca fiind prea repede pivotatori și mișcători în direcții corecte de business.
ci mai degrabă followeri. Deci cumva un răspuns complet cred că ne va da, ne va da un avânt, dar mai mic decât al celorlalți. All in all, cred că vom pierde un pic în tabloul general al IT-ului. Cred că alte țări sunt mai degrabă, înțeleg mai bine tot ce înseamnă business development, poziționare strategică, battlefield, și noi construim mai bine tehnologii. Deci acum, când intrăm într-o zonă de bătaie a pivotărilor, de bătaie, s-a făcut un fel de, până acum erau zone de influență, zone de interes, și acum pur și simplu se schimbă zonele astea. Și asistăm la un land grabbing, la o bătaie de asta de cine ia teren în noul battlefield, în noua zonă de luptă. Și asta este o provocare de marketing strategic, care nu este neapărat punctul nostru forte. Noi urmăm după aceea să construim tehnologia. Și tocmai pentru că marketingul strategic nu e punctul nostru forte, companiile românești nu sunt neapărat foarte bune în B2C, în business to consumer. Companiile românești sunt mai degrabă foarte bune în B2B, în business to business, unde este cu cicli mai lungi, unde este mai predictibilă. Deci cumva cred că noi suntem în valul 2 de transformare. De beneficiu, noi companiile românești de tehnologie. Vom lua beneficiile în valul 2. Și vorbim statistic, pentru că sunt excepții foarte bune, excepții foarte rele, fără îndoială. Mm-hmm. Adică mă uit la companii ca Fintecoesc, ca Typing DNA, care sunt companii super, deci tehnologie extraordinar de bine potrivită. Mă uit, dacă este să spun din investițiile mele, la Crickle, o companie din Londra, adevărat, care e o companie de vânzări guided online sales, știi? Din zona work for home, from home, într-un mod extrem de nișat. Sunt companii care pur și simplu explodează. Dar all in all, cred că companiile românești vor beneficia în valul 2. O întrebare tot investitorului. Continui să te uiți după oportunități de investiție în această perioadă sau iei o pauză până când lucrurile se stabilizează sau prind o direcție predictibilă? Nu, eu mă uit după oportunități de investiție în permanență. În momentul ăsta, în particular, sunt extrem de implicat în Seedblink, o companie de equity crowdfunding, pentru că am văzut această și am investit în Seedblink și sunt foarte activ în companie. Încă ce mi se pare este că există această oportunitate foarte interesantă. Există un layer de oameni care au, așa zis și corporatiști, da? Oameni care au adunat bani, au niște bani, au un job more or less safe și au niște bani din zona 20, 30, 50 de mii pe care și-ar permite să-i piardă în sensul că și-ar dori să îi investească în companii. Da? Cu un risc mai mare de... Cu un risc mai degrabă mai mare decât decât ținutul banilor la bancă sau bonduri sau acum investitul în companii, investitul în startup-uri, investitul de tip business angel are cumva o sumă minimă, adică nu poți să investești într-o companie mai puțin de 10, 20, 30 de mii. Pentru că cam pe acolo se întâmplă. Ori dacă tu ai 30 de mii pe care vrei să investești într-o companie, este foarte riscant. Foarte riscant. Îți cam strângi fundul așa și zici, bă, stai puțin, pun toate ouăle într-un singur coș, e cam antipatic. Mai degrabă ai face o răspândire în 10 companii, câte 2500, știi?
Și asta face Seedlink. Vine cu oportunități de investiție și consolidează cecuri de 100 de mii din investitori de 2500, de 3000, de 5000, da? Investitori mai micuți. Pe chestia asta, făcând viața extrem de ușoară pe de-o parte a companiilor, că ei au un singur investitor, toți ăștia adunați, este un singur investitor, și investitorilor, că pe de-o parte le vin oportunitățile, vin pe mail în fiecare săptămână oportunitățile și le vezi online. Da? Investiția este extrem de facilă, la un buton distanță, după care, extrem de important, gestiunea portofoliului este foarte, foarte ușoară, pentru că ai în contul tău portofoliu cu compania 1, compania 2, compania 3, cât ai investit, cât ai din companie, care sunt rapoartele companiei pe ultimele 3 luni, care sunt perspectivele, care este raportul managementului. Și după aceea a consolidat valoarea întregului portofoliu. Este extrem de interesant. E o companie care are 5 luni de zile, are deja 8 investiții făcute prin companie, nu sunt investițiile companiei, sunt așa. Sunt 1000, astăzi avem 1000 de investitori în companie. Nu-i puțin. Nu-i puțin, gândește-te că sunt 1000 de oameni. 5 luni de zile e foarte... Exact. Deci eu și asta dovedește faptul că și-am avut ultima listare acum 2 sau 3 săptămâni, adică în plină pandemie, în plină nenorocire, listare de 200 de mii care s-a închis în 2 zile. Uh-huh. S-a subscris în 2 zile. Bună, că încă prea devreme să vorbim de randamente sau de calcule. Este devreme, pentru că noi suntem de 5 luni, ultima investiție este de acum 2 săptămâni. Dar niciuna din astea 8 companii în care s-a investit nu a pățit ceva, toate sunt conform planului în momentul ăsta, dar da, e prea devreme să vorbim despre orice. Dacă ești de acord, aș vrea să analizăm un pic sau să prezinți un pic din ambele laturi ce înseamnă o astfel de oportunitate pentru un startup, ce startup-uri se califică pentru astfel de investiții, cum pot să aplice ca să primească acești bani, la ce vă uitați voi în clipa în care alegeți să investiți o anumită sumă de bani într-o anumită companie. Atenție, noi nu investim, da. Noi listăm și așa. Vin investitori care ei decid dacă își pun 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 în acea companie. Deci noi suntem... Da, dar bănuiesc că tu ai și rolul de investitor, adică mai pui și din banii tăi între anumite companii din zona asta. Dar nu are legătură și nu o fac public. Nu vreau ca lumea să investească în companie pentru că eu, Radu, investesc în companie. Am înțeles. Adică asta este una din... Mi se pare extrem de important ca lumea să-și ia deciziile... Cunoștință de cauză, documentate. Cunoștință de cauză. Și înțelegând că s-ar putea să piardă bani. Noi ce facem este facem un due diligence din punct de vedere legal. Vrem să ne asigurăm că banii oamenilor nu vor fi furați. Uh-huh. Și asta facem. Dar nu dăm niciun fel de garanție sau sugestie despre faptul că business-ul este bun. Ce se întâmplă este că, în general, companiile astea au deja un investitor de tip VC. Da? Investește în ele Gapminder, investește Early Game, investește Roca, investește Sparking, da? Investește Morphosis, Catalyst. Și, de exemplu, la compania caută 700 de mii și vine Gapminder și spune eu investesc 400 de mii, mai au nevoie de 300. Acești 300 îi pot lua listându-se pe platformă de la mulți oameni și beneficiile sunt, în primul rând, că sunt niște 100 de mii. Sunt niște bani care vin. Sunt niște bani care vin cu condiții extrem de puține. Banii din platformă sunt bani de co-investiție. Sunt bani de follow împreună cu investitorul principal. Un investitor ancor, exact. Da? Și cumva ei se uită să vadă
cam care sunt randamentele obținute de investitorii ăștia clasici, Ancora. Uh-huh. Ancora, și dacă vor să facă follow pe, pe investițiile lor. Deci, un alt avantaj al companiei, în afară de, de bani, este un avantaj de marketing. Banii ăștia se adună, acești, să zicem, 300 de mii de la, de la investitori, se adună cu foarte mult marketing, cu promovare foarte mare a, a companiei. Ne ocupăm și noi, se ocupă și ei de, de treaba asta. O listare este un exercițiu foarte important de marketing care, care se adună, se adună la, pur și simplu, la, la valoarea lor. Poți să ne explici un pic procesul, ce se întâmplă din clipa în care o companie își depune candidatura pentru astfel de... O companie aplică la noi, la, pe site, www.seedling.com. Este contactată de unul din colegii noștri. Înțelegem noi business-ul și procesul de ridicare a banilor prin care trec ei. Încercăm să înțelegem cine este Ancora. Dacă nu există o Ancora, le sugerăm, în funcție de că mai cunoaștem și noi piața, le sugerăm cu cine să mai vorbească. Da? O să vină o vreme când nu o să mai fie nevoie de Ancora, dar asta o să fie undeva peste 6 luni, în an. Dar în momentul ăsta este nevoie de o Ancora. Adică cineva care vine fără Ancora nu are șanse să prindă... În momentul ăsta, cineva care nu are o Ancora nu poate să fie listat, pentru că nu avem noi procesele interne de evaluare. Uh-huh. Adică e un fel de garanție pe care vă dă acel investitor Ancora? Nu nouă, la investitorii din platformă. Da. Exact, uh-huh. Investitorii din platformă. Noi ne simțim cumva, deși legal nu suntem responsabili, dar cumva ne simțim răspunzător de, băi, hai să nu vă dăm... Corect. Așa. Da, și împreună cu Ancora primim două tipuri de documente de la companie. Primim documente legale și de business pe care le încărcăm în platformă pentru a putea fi studiate de investitori și primim documente de marketing care intră tot în platformă, destul de standard, filmulețe, PowerPoint-uri, orice document de marketing care să explice business-ul. Mm-hmm. Și fără îndoială deal-ul, documentele legale de deal, cum arată investiția. Toate sunt listate în platformă. Facem un pre-marketing înainte ca să ne aliniem un pic, să înțelegem încotro să duc investitorii noștri. Da? În principiu, investitorii într-o companie vin, pe de o parte, din investitorii tradiționali ai lui Seedling, ai platformei, cât și din investitori aduși de companie, din prietenii companiei în general. Urmează un proces de marketing în care lucrăm împreună compania și Seedling, la promovarea acestei listări. Și această promovare se face către membrii care sunt în Seedling? În tot cazul către investitorii din Seedling, către mii de investitori, mm-hmm, din Seedling, dar în general, adică se face către piață în general, pentru că vă ajută să atrageți și alți investitori în platformă. Asta pentru noi. Pe de altă parte, nu seamănă o companie cu alta. Nu sunt, ne e clar că nu sunt doar 1000 de potențiali investitori în România, sunt mult mai mulți. Și pentru o firmă în sine, nu știm care sunt investitorii cei mai potriviți. Poate că sunt 10 investitori potriviți pentru firma X, din care doar 5 sunt deja în platformă. Și trebuie să ajungem cumva și la ceilalți 5. Mhm. Ok, și cam în cât timp se strânge suma de bani din experiența celor 5 luni de până acum? Până acum, din 8 companii, la 6 companii s-a strâns într-o zi, wow, o companie s-a strâns în 2 zile, dar o sumă mult mai mare,
Și o companie este încă deschisă. Vom vedea ce se întâmplă. Și în general, cei care aplică pentru investiții de genul acesta, din ce industrie sunt? Companiile care vor investiție, în momentul ăsta sunt startup-uri de IT. De IT, dar deschideți platforma și către alte zone, deci nu este restrictiv doar pentru IT. Probabil că ei sunt un pic mai atrăgători pentru investitori decât alte domenii unde... Sunt un pic mai atrăgători și un pic mai cunoscători ai acestui tip de proces, de proces de investiții. Că în IT se cam întâmplă cu VC-urile, cu investitorii, Cred că chiar din clipa în care pornesc un astfel de business, deja se gândesc la acești pași pe care trebuie să-i facă în diverse momente ale evoluției businessului. Aș vrea, că mai avem 10 minute... Scuze, și ce am făcut începând de astăzi, chiar cred că acum au pus colegii mei în live, avem și elemente foarte, foarte utile de mentorat. Respectiv fiecare dintre noi, și o să adăugăm pe măsură ce trece timpul și alți mentori, avem sloturi de timp puse la dispoziția companiilor. Dacă ești un startup, poți să te duci acolo pe seedlink.com să spui, ok, aș vrea o jumătate de oră cu Ionuț Pătrăhău. Bang! Click, vezi care sunt sloturile libere. E pro bono, libere. Adică este un beneficiu pe care oferiți tuturor. Da. În momentul ăsta este pro bono și avem o lună în care facem chestia asta ca să vedem care este reacția și apoi vom vedea încotro mergem. Nu avem o părere, nu vrem să facem profit din consultanță, nu suntem o firmă de consultanță. Acest serviciu de mentorat îl oferiți doar celor care și-au depus candidatura pentru a solicita bani sau oricăruia care are intenția, dar încă nu a depus? În momentul ăsta este o lună de test, este pentru toată lumea, vrem să vedem încotro. Zic, Seedlink este o firmă extrem de dinamică. O firmă extrem de dinamică, face lucrurile foarte bine, foarte testând și văzând ce își dorește piața. Pentru că vrem să oferim pieței, atât pieței de startup-uri, cât și pieței de investitori, acele produse pe care ei și le doresc. Nu să ne imaginăm noi, bamă, stai puțin că sunt eu Steve Jobs și știu eu ce-ți dorești. Că nu. Da? Și încercăm în pași să vedem ce anume are piața nevoie și să venim cu produse pentru această piață. Voi care dețineți platforma asta, din ce câștigați? Din, platforma obiectivul principal al platformei este un obiectiv de comunitate. Platforma câștigă din comision pentru de la companie, un procent pentru suma cel care primește banii, da. Cel care primește banii dă un procent din suma atrasă. Luăm un procent de la investitori. Deci cumva suntem plătiți și de unul și de celălalt ca matchmaker. Și fără îndoială că încă ne căutăm sweet spot, încă ne căutăm să vedem cine este procentul ăla și lucrăm la asta. Ce am vrut să te mai întreb, este o platformă exclusiv pentru piața din România sau poate să aplice orice companie din orice colț al lumii? Poate să aplice orice companie din orice colț al Europei. Ne întoarcem la povestea dinainte. Da. Cred că Europa sunteți este... în feliuța asta, da. Suntem în felia Europa. Există o reglementare paneuropeană a Uniunii Europene care intră în vigoare pe 1 ianuarie 2021, deci peste 7-8 luni, care reglementează acest equity crowdfunding. Cred că asta va deschide niște oportunități foarte mari. Și suntem fix pe valul potrivit. Mai avem încă 5 minute, vreau să-i provoc pe cei care ne urmăresc să pună întrebări în zona de Q&A de sub video, cei care ne urmăresc pe Facebook pot să pună pe pagina noastră. Până vin aceste întrebări, aș vrea să spun o provocare și sper să o accepți. Dacă ai fi prim-ministru și ai avea susținerea Parlamentului și a tuturor, care ar fi măsurile, măcar 3 să enumeri, pe care le-ai face pentru a susține acum economia? Nu răspund la întrebarea asta. Chiar nu mă pricep să. Nu. Ne cunoaștem de prea multă vreme. Ai încercat, da? Fair enough.
Nu mă pricep, da, da, nu mă pricep la treburile astea și chiar m-aș simți... Eu de-aia am zis că sper să accept, că de-aia și glumit, pentru că știam că ăsta va fi răspunsul. Da. Radu, îți mulțumesc foarte frumos pentru această intervenție. Aș vrea să te rog, dacă poți acum la final, că mai avem aceste 5 minute, să facem o scurtă recapitulare cu ce înseamnă pivotarea și ce recomanzi companiilor să facă ca să beneficieze de această metodă de reinventare sau de readaptare la noile condiții pe care această epidemie, această pandemie ne-a creat-o. Cred că varianta foarte scurt a sumarului este: pivotați, pentru că lumea nu va mai fi la fel, și dacă nu pivotați, dacă vă imaginați că veți face același lucru pe care l-ați făcut ieri și într-o lume schimbată, rezultatele nu vor fi bune. Întrebați-vă încotro să pivotați, nu dacă să pivotați. Versiunea mai lungă este: fără îndoială că lumea se schimbă. Dacă lumea se schimbă, se vor schimba obiceiurile și modul de consum a produselor. Noi avem niște produse bazate pe un mod de consum trecut, care nu va mai fi în viitor, și atunci, fără îndoială că trebuie să schimbăm ceva. Mi se pare că a nu te gândi care sunt asset-urile importante pe care le ai și cum anume le folosești pentru viziunea viitorului, mi se pare că este aproape moarte sigur. Foarte, foarte bună sinteză și îți mulțumesc pentru acest lucru. A venit o solicitare din public care te roagă să dai linkul site-ului platformei de care povesteai. Și aici vreau să-ți fac o propunere. Aș vrea să o rog pe Codruța, ca împreună cu Iuliana și cu tine, să construim un articol în jurul acestei platforme, pentru că vrem să vă ajutăm să ajungă aceste informații la cât mai mulți antreprenori și, bineînțeles, la potențial investitor, pentru că platforma Business Days are o comunitate destul de mare. Absolut. De antreprenori și manageri, și chiar ni se pare o idee grozavă, și faptul că ați reușit în 5 luni de zile faceți aceste rezultate dovedește că este o direcție foarte bună în care mergeți și merită să vă ajutăm cu ce putem noi să accelerăm procesul. Super, mulțumesc mult de tot! Cu drag, oricând suntem alături de tine, poți să apelezi la noi când dorești, și îți mulțumim pentru că și tu accepți de fiecare dată invitațiile noastre. Mulțumesc. Recunoștința noastră pentru toate sfaturile și sugestiile pe care mi le-ai dat. Faceți mișto de mine, domnule. Nu, deloc, absolut deloc. Îți chiar mulțumesc pentru acest webinar deosebit. Chiar dacă este la o oră târzie al după amiezii, a fost foarte binevenită și sper să ne revedem și cu alte ocazii. Deocamdată în mediul digital și cine știe când, poate și în mediul offline. De-abia. Radu, îți doresc multă sănătate și mult succes cu acest proiect deosebit pe care l-ați inițiat de nici măcar jumate de an. Mersi mult de tot, baftă mare și vouă! Seară frumoasă tuturor! Nu uitați că mai există un webinar astăzi, peste jumate de oră intrăm live cu Cristi Brancu și povestim despre ce înseamnă comunicarea. Vă doresc o seară plăcută!